Bine v-am găsit la principalul grupaj informativ. Doamnelor și domnilor, să urmărim împreună evenimentele ediției. Creștinii au sărbătorit luni pe Sfinții Constantin și Elena. De numele lor se leagă încetățenirea Ortodoxiei și toate sărbătorile care amintesc de Sfânta Cruce. Sărbătoarea a fost prilej de petrecere pentru aproximativ 1,8 milioane de români care poartă numele Sfinților sau derivate ale acestora. Consiliul Județean, nevoit să reia licitațiile pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a clădirii Serviciului Public de Ambulanță. La licitația organizată anterior nu s-a prezentat niciun operator economic. Toate stațiile ITP din țară sunt obligate să aibă sistem de înregistrare video. În caz contrar, li se suspendă activitatea. Măsura a fost luată pentru a stopa falsificarea inspecțiilor tehnice la mașini. De luni au început noi lucrări de reparații pe străzile dintre blocuri. Se va interveni în perioada următoare în Turnișor, în zona gării și în zona blocurilor de pe Școala de Înot, Bulevardul Vasile Milea și Simion Mehedinți. Creștinii au sărbătorit luni pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. De numele lor se leagă încetățenirea Ortodoxiei și toate sărbătorile care amintesc de Sfânta Cruce. Sărbătoarea a fost prilej de petrecere pentru aproximativ 1,8 milioane de români care poartă numele Sfinților sau derivate ale acestora. Chiar dacă a fost zi de muncă, sibienii și-au rupt puțin din timpul lor pentru a participa măcar câteva minute la slujbele din biserici dedicate Sfinților Constantin și Elena. Prăznuiți în fiecare an, la data de 21 mai, sfinții sunt asemuiți cu apostolii. Menirea lor pe pământ este foarte strâns legată de semnul crucii. Este primul împărat creștin care, așa cum spuneam, a eliberat biserica de sub prigonirea celorlalți împărați, a întărit biserica prin legi, a întărit biserica acordându-i cea mai mare atenție, a întărit biserica acordând slujitorilor ei subvenții ca să se ocupe numai de slujirea bisericii, dând bisericii legi care să o protejeze și care să o arate ca singura instituție, ca singurul loc de închinare și de mântuire a oamenilor. De aceea și spunem că începând cu împăratul Constantin cel Mare, Imperiul Roman s-a încreștinat și la sfârșitul secolului IV, împăratul Teodosie putea să spună că Ortodoxia este singura credință, cea adevărată, care trebuie să fie ținută de toți cetățenii Imperiului Roman. Iubiți credincioși, prin urmare, biserica nu l-a așezat întâmplător pe împăratul Constantin cel Mare și pe mama sa Elena, care a avut o influență deosebită asupra creșterii lui spirituale. Nu întâmplător îi numește tocmai cu apostol, pentru că taina chemării Sfântului Împărat Constantin cel Mare este o taină adevărată. El a spus sub jurământ celor doi istorici care au scris despre viața lui, Eusebie de Cezarea și Lactanțiu, că a văzut Sfânta Cruce pe cer și că i s-a arătat lui Domnul Iisus Hristos în minți, încredințându-l că prin puterea crucii va avea biruință. Sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este prilej de bucurie pentru aproape 1,8 milioane de români. Vorbim despre cei care le poartă numele sau derivate ale acestora. Cei mai mulți sărbătoriți, peste 1,1 milioane, sunt femei. Printre sărbătoritele zilei se numără peste 884.000 de elene, 124.000 de femei botezate cu numele Ileana, aproape 70.000 de femei care au primit la botez numele de Lenuța. Lor li se adaugă aproape
aproape 53.000 de reprezentante ale sexului frumos botezate Constanța, peste 26.000 de femei care se numesc Constantina, 4.279 care poartă numele de Leana și 1.467 de sărbătorite cu numele de nuții. În întreaga țară sunt aproximativ 500.000 de bărbați care poartă numele de Constantin, peste 80.000 botezați cu numele de Costi, peste 33.000 se numesc Costică, 20.000 de bărbați au primit numele de Costin, peste 10.000 au fost botezați Costinel și 315 pe cel de Costeluș. Consiliul Județean nevoit să reia licitațiile pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare ale clădirii Serviciului Public de Ambulanță. La licitația organizată anterior nu s-a prezentat niciun operator economic. Consiliul Județean Sibiu a reluat licitația pentru reparații capitale la sediul ambulanței Sibiu, data limită de depunere a ofertelor fiind 7 iulie. Procedura de achiziție pentru lucrările de reparații capitale ale Serviciului de Ambulanță a fost deja relansată și se așteaptă depunerea ofertelor. Acestea pot fi înaintate responsabililor de proiect până la data de 7 iunie. Valoarea estimată a lucrărilor este de peste 1,5 milioane de lei fără TVA. Cu acești bani, firma câștigătoare a licitației trebuie să se ocupe de izolarea termică a clădirii, reabilitarea încăperilor de birouri și a atelierului mecanic, reabilitarea rețelelor de apă, canalizare, energie termică și energie electrică. Se dorește ca aceste lucrări să fie finalizate până la finele acestui an. Prima procedură de achiziție a fost lansată luna trecută, însă niciun operator economic din județ sau din țară nu s-a arătat interesat de adjudecarea contractului. Începând de astăzi, toate stațiile ITP din țară sunt obligate să aibă sistem de înregistrare video. În caz contrar, li se suspendă activitatea. Măsura a fost luată pentru a stopa falsificarea inspecțiilor tehnice la mașini. Reprezentanții Registrului Auto Român spun că, din cursul zilei de luni, sistemele de înregistrare video în toate stațiile ITP sunt obligatorii. Cele care nu și-au montat camerele de supraveghere a liniilor de inspecție periodică a autovehiculelor vor rămâne fără autorizație de funcționare până la împlinirea condițiilor impuse de lege. Pe lângă cele două camere de supraveghere obligatorii, proprietarii de stații autorizate ITP trebuie să aibă și un sistem de stocare a imaginilor care să poată fi oricând puse la dispoziția RAR. Imaginile trebuie păstrate pe o perioadă de 6 luni de zile. Camerele trebuie poziționate în așa fel încât să se vadă foarte clar culoarea mașinii inspectate și plăcuțele de înmatriculare, indiferent că este zi sau noapte. Sistemul de supraveghere trebuie să permită înregistrarea activității de pe linia de ITP pe durata maximă de funcționare, respectiv de luni până vineri între orele 8 și 20, dar și în zilele de sâmbătă între orele 8 și 14. Reprezentanții RAR mai spun că s-a decis introducerea verificărilor ITP cu supraveghere video pentru a se împiedica efectuarea inspecțiilor tehnice periodice fără prezentarea vehiculului sau cu utilizarea unui alt vehicul similar. De luni au început noi lucrări de reparații pe străzile dintre blocuri. Se va interveni în perioada următoare în Turnișor, în zona Gării și în zona blocurilor de pe Școala de Not, Bulevardul Vasile Milea și Simion Mehedinți. În această săptămână au început lucrări de reparații capitale în mai multe zone de blocuri din oraș. Acestea includ modernizarea trotuarelor, aleilor, a parcărilor, a iluminatului public și a tubulaturii subterane. Valoarea acestor lucrări este de peste 12 milioane de lei. În zona de blocuri din Turnișor se va interveni prin zona Aleea Pajiștei, strada Iasomiei, perimetrul cuprins de străzile Agricultorilor, calea Turnișorului Alba Iulia. Tot în același cartier se va interveni și pentru zona de blocuri de pe Alba Iulia. Vorbim despre cele cuprinse între străzile Bilț și Grâului. În acest cartier lucrările vor dura 6 luni și vor avea o valoare de 6 milioane de lei. Și zona de blocuri de la gară va fi împărțită în două. Prima parte va fi cea cuprinsă în perimetrul uzinei Constituției Maghieru, iar cea de-a doua vizează blocurile de pe străzile Constituției Abatorului Aleea Țesătorilor 9 Mai. Aici lucrările vor fi gata peste 4 luni și vor costa 3,11 milioane de lei. Reparații la trotuare și carosabil, la rețele și pentru coborârea cablurilor metropolitane în
subteran, vor avea loc și în zona din spatele blocurilor de pe școala de înot, cele din spatele bulevardului Vasile Milea până la IPJ și în jurul blocurilor de pe strada Simion Mehedinți. Acest ultim contract are o valoare de 3,11 milioane de lei, însă este estimat ca intervențiile să fie realizate în doar 3 luni. Școlile profesionale cu predare în sistem dual, tot mai căutate de către tinerii din județul Sibiu, reprezentanții inspectoratului școlar spun că este primul an după foarte mult timp în care se solicită suplimentarea de locuri. Atât în licee, cât și în școli profesionale, în anul de învățământ 2018-2019, vor fi cu aproape 200 de locuri mai mult decât în anul trecut. În total, pentru anul viitor, în școlile profesionale de stat și în cele de predare cu învățământ dual, vor fi disponibile 1000 din totalul celor 3800 de locuri scoase la concurs. De când cu avalanșa de firme care își caută muncitori calificați în Sibiu, a crescut și numărul tinerilor interesați să plece din școală cu o meserie. Pentru anul școlar viitor au fost oferite spre ocupare peste 3800 de locuri în licee, școli profesionale și vocaționale în județul Sibiu. Pentru anul școlar 2018-2019, în județul Sibiu sunt 3802 locuri pentru clasa A9. Din acestea, 2576 de locuri sunt la unitățile de învățământ liceal zi, 140 de locuri la unitățile de învățământ care au frecvență redusă, 700 de locuri la învățământ profesional de stat durată 3 ani, 80 de locuri la învățământul profesional special pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și 306 locuri la învățământul profesional dual. Anul trecut au fost disponibile aproximativ 3600 de locuri în școlile profesionale și liceale din județ și nici măcar acestea nu au fost ocupate în totalitate. Au fost școli care nu au putut înființa clasa a noua din cauza lipsei de cereri. Pentru anul școlar viitor, numărul de locuri este cu 180 mai mare decât în anul trecut. Comunitatea Vă Vedem din Sibiu le cere politicienilor să își ia mâinile de pe pilonul 2 de pensii. Protestatarii de luni au venit înarmați cu foi pe care au scris mesaje împotriva unei posibile naționalizări a sistemului de pensii privat. Aproximativ 40 de sibieni și-au dat întâlnire și luni la ora 12 fix în zona liberă de corupție pentru a transmite politicienilor mesajul lor cu privire la drumul european pe care și-l doresc pentru România, la o justiție liberă și la îndemnul de mai multă implicare din partea politicienilor pentru soarta țării în detrimentul buzunarului propriu. Cei mai mulți sibieni au venit înarmați cu mesaje prin care le cer politicienilor să renunțe la ideea desființării pilonului 2 de pensii. Despre desființarea acestui sistem de pensie privată s-a vorbit încă de anul trecut. Anul acesta au fost reduse contribuțiile către acest sistem de pensii, iar de la finele săptămânii trecute au reapărut zvonurile legate de lichidarea lui. Mai mari coaliții de guvernare s-au grăbit să desmintă zvonul. Ultima declarație privitoare la pilonul 2 aparține lui Liviu Dragnea. Acesta spune că nu va fi luată nicio măsură care să ducă la desființarea pilonului 2 de pensii. Peste 900 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de către polițiștii clujeni în cursul săptămânii trecute în cadrul unor acțiuni de amploare. 783 dintre acestea au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Polițiștii clujeni au acționat pe raza întregului județ pentru depistarea și sancționarea încălcărilor regimului legal de viteză. Scopul principal al acestor acțiuni a fost acela de conștientizare a conducătorilor auto cu privire la consecințele nerespectării regimului legal de viteză și implicit de prevenirea accidentelor de circulație produse pe fondul vitezei excesive sau neadaptate la condițiile de drum. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 958 de sancțiuni contravenționale la regimul circulației rutiere, 783 dintre acestea fiind pentru încălcarea regimului legal de viteză. Pentru depășirea vitezei cu mai mult de 50 de km la oră, au fost reținute 69 de permise de conducere. Incident dramatic la Roșia Montană. O persoană a fost grav rănită în urma unei explozii în timp ce căuta ilegal aur într-o mină părăsită. Incidentul a fost provocat de o explozie ce a avut loc în galeria minieră. Surse neoficiale susțin că persoanele care au intrat ilegal în mină pentru a căuta aur au folosit un material explozibil, iar în urma deflagrației o persoană a fost rănită grav. Rănitul a fost transportat la un spital din Târgu Mureș, acesta se afla în galerie împreună cu cel puțin alte 3 persoane. Galeriile miniere părăsite de la Roșia Montană sunt de mulți ani un veritabil magnet pentru căutătorii de aur din zonă. Există aici câteva rețele foarte bine organizate care
acționează cu complicitatea și uneori chiar protecția autorităților. În urmă cu 2 ani, poliția a destructurat o astfel de rețea formată în principal din persoane de etnie romă din zona Gura Roșiei, dar dosarul nu a mai ajuns în instanța de judecată. Accident în localitatea Luduș, județul Mureș, un pieton a fost accidentat grav după o tamponare dintre 2 autoturisme. Evenimentul rutier s-a produs pe strada 1 Mai din Luduș, județul Mureș. Un conducător auto în vârstă de 19 ani din localitatea Luduș, pe fondul neasigurării la efectuarea unui viraj spre dreapta, a fost tamponat de către un autoturism condus regulamentar de un tânăr în vârstă de 25 de ani din Cuci, județul Mureș. Acesta a fost proiectat în afara părții carosabile și a accidentat grav un pieton, un bărbat în vârstă de 49 de ani din Câmpia Turzii, care staționa pe marginea din dreapta părții carosabile. Razii în piețele din Constanța au fost aplicate 10 de amenzi și au fost confiscate 200 de kilograme de fructe și legume. În ultimele 3 săptămâni, polițiștii IPJ Constanța, alături de polițiștii locali și jandarmi, au intervenit în piețele constanțene în baza planului comun de acțiune. Evenimentul a vizat respectarea prevederilor legii privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite. Cu această ocazie s-a acționat în piețele agroalimentare Brotăcei, Cireșica, Tomistrei, Tic-Tac, Griviței, Autogară Sud și kilometrul 45. Oamenii legii au verificat 10 de persoane și au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale în valoare de 5.000 de lei. Au fost confiscate peste 200 de kilograme de fructe și legume și peste 500 de articole de îmbrăcăminte și suveniruri. Arnica este o plantă de munte foarte frumoasă ce poate fi regăsită în multe creme și unguente. Are proprietăți antiinflamatoare și este un excelent remediu pentru articulații și mușchi dureroși. Arnica este o plantă perenă care crește în regiunile montane. Are flori asemănătoare margaretelor, galben aprins, care înfloresc vara pe tulpini lungi și păroase. Frunzele sunt ascuțite și dispuse radial în jurul bazei. Florile se culeg în iunie și iulie, se usucă rapid și stau la baza a numeroase preparate, de obicei unguente, tincturi și extracte. Planta este cunoscută mai ales pentru capacitatea de a reface musculatura intens solicitată, însă principiile sale active multiple o recomandă în diferite alte probleme circulatorii, articulare și infecțioase. Arnica este una dintre puținele plante ale cărei principii active, în special cele care îi conferă proprietăți antiinflamatoare, sunt recunoscute de Organizația Mondială a Sănătății. Alți compuși activi notabili din compoziția plantei sunt carotenoizii, flavonoidele, ambii cu acțiune antioxidantă, și o serie de uleiuri volatile. Gelurile, uleiurile și unguentele pe bază de arnică pot fi folosite atât înaintea activităților sportive, în vederea pregătirii mușchilor pentru efort, cât și după activitatea fizică, pentru a bate febra și contracturile musculare și pentru a ajuta la refacere. Preparatele care conțin arnică pot fi utilizate pentru masaj și de către persoanele care prezintă varice, flebite ușoare și sindrom de picioare grele. Arnica se poate administra și intern sub formă de pulbere sau tinctură, dar cu mare precauție. Poate fi un bun adjuvant în tratamentul persoanelor care au hipertensiune, combate depunerea colesterolului pe vase și previne sclerozarea arterelor coronare și cerebrale. Atenție! Administrată intern în doze mai mari de 7 grame de plantă ca atare sau de 25 de mililitri, adică 5 lingurițe de tinctură, arnica este toxică. Unguentele, cremele, tincturile și uleiurile care conțin arnică se pot folosi într-o gamă extinsă de probleme care pot apărea la nivelul pielii, de la cicatrice, vânătăi și arsuri solare sau de altă natură, până la acnee, negi sau pișcături de insecte. Viața Mirabelei Dauer s-a schimbat total de când s-a mutat în capitală. Cântăreața spune că este foarte liniștită și că a întinerit cu 20 de ani. Începutul de an a fost unul destul de sumbru pentru Mirabela Dauer. Artista a suferit o intervenție chirurgicală de extirpare a rinichiului, dar acum arată extrem de bine, ca și cum nu ar fi trecut printr-o operație grea. Este bine atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Cu zâmbetul pe buze, artista a povestit cum se mai simte și de unde își ia resursele pentru a fi atât de optimistă. Oamenii îmi dau energia pozitivă, grădina mea, căței mei, prietenii mei, prietenii adevărați. Nu am foarte mulți, îi număr pe deget, a spus Mirabela Dauer. Mai mult, la starea ei mentală a contribuit mult și faptul că nu mai locuiește în agitația din capitală. Acum câțiva ani, artista și-a vândut locuința din București și a construit o superbă vilă în Comuna Roșu, casă în care a investit mai bine de 200.000 de euro. Eu sunt foarte fericită de când m-am mutat din București. Sunt liniștită. De acolo mi se trage. Am întinerit cu 20 de ani. Viața la curte este minunată. La flori eu nu prea sunt pricepută și decât să le stric, mai bine nu mă bag, dar am prietenele mele care se pricep la chestia asta și vin să le plantăm. Eu merg, le cumpăr, dau indicații prețioase, unde să le pună, cum să le aranjeze. Este o minune să le ai în curte, a povestit cântăreața.
Acestea au fost știrile. Vă reamintim, dacă surprindeți evenimente deosebite, trimiteți imagini și informații la adresa de e-mail știrea@evenimentsibiu.ro. Sunt Diana Cerciu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!